Aceste trei rugăciuni formează temelia creștinătății. Să stai în genunchi în fața icoanelor și să spui aceste mântuitoare rugăciuni. Părintele Serafim povozuia pe toți creștinii, dar mai ales pe cei ce trăiau în viața călugărească, să se roage neîncetat. Următoarea rânduială extrasă de el din predaniile Sfinților Părinți privește și pe călugări, dar mai ales pe mireni. Călugării, presupunându-se că o depășesc pe aceasta. Sculându-se din somn, orice creștin să se îngrădească de îndată cu semnul Sfintei Cruci și stând în genunchi în fața icoanelor, să zică această mântuitoare rugăciune, pe care însuși Domnul Dumnezeu și Mântuitorul nostru, Isus Hristos, a dat-o Sfinților Săi ucenici, Tatăl nostru, de trei ori până la sfârșit. Și în cinstea Maicii Domnului să zică născătoare de Dumnezeu, Fecioară, bucură-te! Ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău, că ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre, tot de trei ori. Apoi simbolul credinței, crezul, odată. Săvârșind această rânduială de dimineață, fiecare creștin, de orice neam și stare ar fi el, bărbat sau femeie, poate să meargă cu pace la lucrul său, la care este rânduit sau chemat. Iar când mergi pe cale sau te ocupi cu lucrul undeva, să zici mereu încet, în taina inimitale, Doamne Iisuse Hristoase. Când se va întâmpla ca acolo unde lucrezi să fie mai multă lume care sturbură liniștea rugăciunii, atunci, zin minte, numai atât, Doamne miluiește! Continuând așa până la vremea prânzului, iar înaintea prânzului să mai săvârșești odată aceeași rânduială de dimineață, cum s-a arătat mai sus. După prânz, îndeplinind iarăși lucrul tău, zi de asemenea încet, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește mă pe mine păcătosul. Continuând așa până la vremea somnului, iar când se va întâmpla cuiva să petreacă vremea singuratic, bucurându-se de mai multă liniște, atunci poate să zică așa. Doamne Iisuse Hristoase, pentru rugăciunile prea curate mai citale, miluiește-mă pe mine, păcătosul. Și apropiindu-se de ceasul când vrei să te culci, să mai repeți încă o dată aceeași rânduială de dimineață, cum s-a arătat mai sus, după care poți să te culci, să dormi în pace, însemnându-te cu semnul crucii. Preacuviosul Serafim, Spunea că orice creștin, ținând această mică rânduială, ca pe o ancoră mântuitoare în mijlocul valurilor vieții și îndeplinind-o cu smerenie, poate să ajungă la măsura desăvârșirii creștine și a dragostei dumnezești deoarece aceste trei rugăciuni formează temelia creștinătății. Prima, Tatăl nostru, conține însăși cuvintele Domnului pe care El le-a dat ca model al oricărei rugăciuni a doua născătoare de Dumnezeu, adusă din cer de Arhanghelul Gavril, ca închinarea preasfintei Fecioare, Maicii Domnului, este ca o piatră unghiulară a Noului Testament. Și în sfârșit a treia, crezul, cuprinde pe scurt toate dogmele credinței creștine. Dacă bunul creștin, care cunoaște și îndeplinește această ușoară pravilă de rugăciune, se întâmplă să aibă mai multă vreme liberă, atunci poate, după râvna ce o are către Dumnezeu, să mai adauge și alte rugăciuni și citiri mântuitoare, acatiste, paraclise, canoane, psalmi, citiri din Sfânta Evanghelie, scrierile Sfinților Apostoli și ale Sfinților Părinți, mulțumind lui Dumnezeu că l-a învrednicit să aducă asemenea jertfe curate. Prin aceasta, omul se poate înălța încet, încet, deasupra faptei bune, a creștinului de rând, și dacă, din potrivă, cineva nu are vreme să zică nici această scurtă rânduială, din cauza prea multor ocupații însemnate, sau nu dispune singur de timpul său, atunci poate, învățând pe de rost trei rugăciuni, să le zică cu gândul în vremea lucrului. Și chiar dacă se află în pat, încredințându-se după cuvântul scripturii că tot cel ce cheamă numele Domnului, se va mântui. Aceste trei rugăciuni îi vor fi de folos, pe care le-am rostit mai devreme. Mai mult, ca orice, preacuviosul Serafim învăța pe toți să săvârșească rugăciunea lui Isus, Doamne Iisuse, povățuind și el acum pe alții, cum îl povățuise și pe el oarecând cuviosul dositei de la Pecerscaia, zicând pentru aceasta să-ți fie toată strigarea și învățătura ta, mergând, orșezând, lucrând sau fiind în biserică, acest strigăt să fie necontenit în gura și în inima ta. Cu dânsul vei afla liniștea lăuntrică, vei dobândi curăția sufletească și trupească și se va sălășlui într-o tine Duhul Sfânt, Vestierul Bunătăților, care va călăuzi și vieții tale spre sfințenie și spre toată Evlavia și curăția